După atâtea zile de sărbătoare, după atâta mahmureală, de aici bem cafeaua. buymeacoffee.com/nicubendea. Mulțumesc pentru donații. Ioi, că greu îi. Ziceți așa? Nu vă așteptați să apar eu. E miercurea, zi de podcast. Nu. Cu podcasturile luăm un pic de pauză. Acum intru de dimineață pe voi cu o cafea, că pe 31, când trebuia să fie cafeaua, vă dăm plugușor. Plugușor ați vrut, plugușor vă dăm. Vă salut pe cei aproape 13.000 de fani, de subscriber care sunteți aici pe YouTube. Băi, să știți că ați făcut o alegere bună și nici nu va costa tare mult. Mai este un pic de aromă, mai este un pic de magie de sărbători, a? Vine nou an, 2022, promisiuni, trebuie hotărâri luate. Deja guvernul a zis, zice, de la anul vă mărim pensiile, salariile, alocațiile. Din ce bani? Nu știm. Și președintele Werner Iohannis a spus, guvernul acesta nou se mișcă bine. Bă, ce limbaj de YouPorn are președintele. Guvernul se mișcă bine, da, și noi o luăm. În fine, nu mai contează, dar apropo de luat și de dat, Adrian Năstase a fost reabilitat. Ați văzut cum ori nenorocit justiția? Toți aia cu dosare, toți aia cumva dovediți, sunt reabilitați. Adrian Năstase este gata să intre în politică. Făcând retrospectiva, făcând bilanțul, cercetătorii britanici, că cine dacă nu ei, au dat un studiu pieții prin care se spune că Vax a fost cel mai folosit cuvânt în anul 2021. Vax de la vaccinare. Noi avem chestia asta. Bă, cum ți-o mers azi? Vax. Cum a fost gagică ta? Vax, albina, crema, puca. Deci, în lume, cel mai folosit cuvânt a fost Vax. În România, cel mai folosit cuvânt a fost băgamneaș. Opa, opa, nu n-o fă bun asta. Păi te băgam, măi, ori scumpit alea, băgam, s-a mărit curentul, factorul la curent, băgam, s-a mărit chiria, băgam, no. Nu poți să zici tot, că după băgam, deschizi paranteze și le pui pe toți. Ce nu înțelegi? Va. Perioadă. Exact. Vax, te-ai trezit sau încă nu? Urmează să te trezești. Da. Mitica Dragomir a făcut un top al femeilor care i-au trezit interesul. Locul 1, nevasta, da, dracu, locul 2, Lia Olguța Vasilescu, locul 3, Gabriela Firea. Și Fuego nu e în top, mă rog, în fine, deci asta e topul lui Mitica Dragomir. Apropo de asta, în Emiratele Arabe Unite, undeva departe, în țările calde, există în fiecare an să faci un concurs de frumusețe la cămile. Și anul ăsta au fost descalificate sute de cămile pentru că erau implantate cu Botox, aveau implanturi cu Botox. Cămilele, mă, cămilele să câștige. E vorba de câteva zeci de mii de dolari. Și și-au băgat stăpânii Botox în cămile. Vedeți, Bianca Drăgușanu inspiră și în lumea animală. Bună, ha? Asta vă zic. Nu părăsim incinta și zicem așa, subscribe, like, share, mulțumim frumos. Că încă nu, suntem aici, nu avem nici măcar 15.000, de cum 20.000, 100.000, ni, degete în sus. Mă gândesc așa, că sunt atâția influenceri în România și în străinătate, trecuți de 1 milion de subscriber. Și ei zic episod de episod, cum apar pe net, share, like, nu. Mă, e ca și când ești o femeie frumoasă, ești o femeie bine, știi că ești țiplă, știi? Și tot, știi? Ești Paula Selig. Pentru mine reperul rămâne Paula Selig, știi? Paula Selig nu vine să zică că e sexy. E Paula Selig. Ați priceput-o? Nadia, jite în sus. Știrea asta n-am putut să o trec cu vederea, ci că o americancă, o doamnă, o nevastă, o soție din America, o născut în automobilul lor de familie, în Tesla, în timp ce automobilul era pe pilot automat. Vă dați seama, automobilul mergea pe pilot automat, ea a născut în Tesla. Taică-s-o când a văzut copilul cum a ieșit și-o dat cu Tesla în coaie. Zice, bă, tu nu l-ai făcut cu mine. Deci, ideea e care? Deci, copilul s-a născut în Tesla, dar la cum arăta, a fost conceput în Duster. Tare asta, așa, știi, că te duci pe stradă, ți se rupe apa, naști în mașină. O să se renunțe la ambulanțe, nu? Să mai decongestionează, descongestionează sistemul sanitar. Nu, naști în propria ta Tesla. Și apoi cu restul te interesează.
O zis domnul Elon Musk, că de-aia am făcut eu mașinile astea Tesla pentru femeile care sunt în luna a noua. Nu gândește-te cum ar fi să naști într-o dastă, într-un dastă, cum le zice la astea, Loganuri, nu? Închide ușa că mă trage la șele. Nu închid, că tai cordonul umbilical. În Tesla ai condiții. Dacă te naști în Logan, în Logan o să mori. Și unde a fost scris în certificatul de naștere că sunt născut copil? On the road. Așa îl cheamă și pe copil. DN14. Ți-am zis să apar și tu în podcast, mă, pulache, că îmi dai știi, un racord, o chestie, un umăr, o amorță, știi? Foarte bună idee. Și pe copil, cum îl cheamă? Îți dai seama, copilul ăsta fie tot timpul pe drumuri. Nu? S-au dus cu Pluta. Cu Tesla. Dus cu Tesla, da. Zice, pe drumuri te-am făcut, pe drumuri ai ajuns. Nu zice rău. Numai să nu mă lași tu pe drumuri. Oare i-au pus melodia aia ca să n-aibă, durere așa de mare? Drumurile noastre poate se vor mai Tesla vreodată. Da, așa e. Asta e viața, domnule. Americanii, mă. Nu ei ori inventa KFC-ul. Am fost să iau mâncare la copil de la KFC, că numai de la KFC îi place măcar o dată pe lună. O dată pe lună face tata efort și dă 23 de lei pe un meniu de copil. Dar de ce ia meniu de copil? Că îl mănâncă la fel de rău cum mănâncă rășcașa făcută de soacră mea. Pentru jucării. Mă, până noiembrie aveau supereroi. Bine, nu-ți dădeai seama. Copilul și-o da seama că ăla-i Superman, ăla-i Joker, ăla-i Batman, ăla-i... Și m-am dus și tot timpul când cer meniu la KFC, primul lucru, înainte de a livra meniu, zic, bă, arătați în jucăria. I-am zis la bucătărea sa care... Bucătărese tipele de la KFC, nu, copiatoare, xeroxist, așa. I-am zis la tipa care vindea, zic, arătați-mi jucăria. Și-a dat pantalonii jos? Nu, mă, ia să-mi arate mie. Și-a dat ea pantalonii jos? Nu știu, că era un birou în față, era o masă. Și mi-a arătat jucăriile și între timp s-au schimbat jucăriile la KFC. Era Donald Duck, Tweety, știi? Bă, deci nu mai poți să mergi, nici KFC-ul nu mai era cum era odată. Te duceai, erai sigur că găsești jucăria aia, s-o aduci la copil. Acum, apa, o și zis ăla mic. Ăla mic zice, tata zice, ăsta e de la Mac? Mac. Văzut el pe revista de la KFC. Da. Bă, nu știu, copiii din ziua de azi parcă-s născuți toți în Tesla. Dragii mei, dragi români, stimați concetățeni, la mulți ani, sărbători fericite, 29, da? Ne vedem pe 31 cu un plugușor făcut special pentru voi. Mulțumesc pentru donațiile care s-au adunat tot anul de pe contul buymeacoffee.com/nicubendea. Asta mi oferă bucuria de a ține un canceu de cafea în față acum. Mulțumesc pentru că ați fost alături de mine, alături de noi. Sper că v-am făcut să mai uitați de necazuri, de griji, de dificultăți pe care nu le-ați fi avut dacă nu vă abonați la acest canal. Anul 2022 să vă aducă, măcar să vă ducă din datoria de adus, da? Plătești tu gazul luna asta. La mulți ani, tot ce vă doriți, vineri plugușor de la 8 seara, dacă îl scrie Ionuț. Că eu nu scriu, eu interpretez. Tot ce vă doriți, putere, iubire și optimism. Și orice ați fi, nu renunțați la obiceiurile voastre. Că eu nu pot renunța la cafea și la voi. V-am pupat!